ceasurile soave ale elevilor de la Cercul de Muzică Ușoară Vocal-Instrumentală de la Palatul Copiilor au vestit apropierea sărbătorilor de iarnă. Cântecele pregătite de cei mici au fost despre nașterea Mântuitorului, dar și despre venirea lui Moș Crăciun, pe care copiii din întreaga lume îl așteaptă cu nerăbdare. Momentele muzicale au creat o atmosferă de sărbătoare. Pasiunea cu care elevii se pregătesc în cadrul activităților non-formale face ca de multe ori aceștia să ajungă artiști de seamă ai municipiului. Talentele native ale tinerilor sunt frumos șlefuite de către profesorii care îi îndrumă. Iar aici vorbim despre copiii de la Cercul coordonat de profesorul Adrian Croitoru. Ce melodie ai pregătit? Obraz frumos! O urare pentru cei care ne privesc, pentru cei de acasă acum în prag de sărbători din partea copiilor de la Palatul Copiilor. Le urez multă sănătate și să primească tot ce își doresc. Și ce ai pregătit tu pentru spectacolul din această seară? Steaua sus răsare. Și o urare pentru cei de acasă, pentru cei care vă privesc. Ce le dorești celor de acasă, copiilor? Niște sărbători fericite. Astăzi am pregătit melodia cu patinele. Sunt de la 4 ani și am pregătit pentru spectacolul de astăzi Fulgi de Neam. O urare pentru cei de acasă, pentru cei prezenți astăzi la spectacol. Ce le dorești tu acum în prag de sărbătoare? Să fie sănătoși și Crăciun fericit. Ce ai pregătit tu pentru astăzi? Ce ai cântat tu pe scenă? Un Crăciun cu pete d'ale. Eu am pregătit Crăciunul copilor și le doresc de Crăciun să fie foarte fericiți și numai bucurii. Spectacolele de Crăciun oferite de elevii Palatului sunt o tradiție, iar spiritul sărbătorilor este transmis de sufletele inocente. Asistăm la un minunat moment pe care ni l-a oferit Vali Croitoru, profesor la Palat, un moment de muzică ușoară și desfășurată în aproape de sărbătorile de Crăciun. Prin urmare, debutăm toată această perioadă în care copiii se bucură prin a-i înveseli și prin a-i bucura pe copii și pe părinți. Prin intermediul acestui spectacol, Palatul Copiilor urează tuturor un Crăciun fericit și un an nou cât mai bun.